De ce să plângi? De ce să plângi când poți zâmbi? Așa frumoasă și senină ești. Tu meriți să fii fericită, să ai o viață ca în povești. De ce trebuie să suferi din iubire? Să plângi după acela care te-a rănit? Privește veselă înainte și zâmbește ca soarele la răsărit. Nu te opri în loc să plângi, nu-ți face inima de piatră și nu privi cu reticență la tot ce îți este dat în viață. Să nu plângi niciodată din iubire. Nu are rost să verși lacrimi în zadar. Privește optimistă înainte și lasă soarele în inima ta. Poezie scrisă și recitată de Gabriel Răzvan Stoica. De ce trebuie să plângem când cineva pleacă de lângă noi, în loc să ne bucurăm că am scăpat de cineva care practic ne-a păcălit că ne iubește? De ce plânge sufletul omului când pierde persoana dragă de lângă el? Nu-i așa că sună încurajatoare ideea asta? Toți vin și îți spun, dacă a plecat de lângă tine, fii fericit că a plecat sau fericită, pentru că te-a păcălit. Da, este corect și normal să spui așa ceva, dar vezi tu, inima și sufletul tău nu gândește chiar așa. Pentru că în inima și în sufletul tău au rămas toate acele trăiri frumoase, toate acele amintiri și clipe minunate de care voi împreună v-ați bucurat, pe care voi împreună le-ați construit. Iar când vine cineva și spune, omule, bucură-te că a plecat și n-are rost să plângi, pentru că tu stai și plângi, iar ea sau el acum e fericit în brațele altcuiva. Normal așa ar trebui, să nu plângem, că dacă a plecat de lângă noi, sigur nu ne-a iubit. Dacă ne iubea, nu pleca și rămânea acolo și împreună continuam să construim ceea ce începusem. Și totuși, inima și sufletul nu va accepta, pentru că acolo se păstrează cele mai frumoase și dulce amintiri, cele mai frumoase trăiri. Vei simți întotdeauna în sufletul tău parfumul ei, îmbrățișările ei sau ale lui. Ochii frumoși, brațele frumoase, vei vedea că e foarte greu și indiferent cât de mult te-ai îmbărbăta și indiferent cât îți vei implementa în minte ideea că trebuie să o uiți, că trebuie să-l uiți și că n-are rost să plângi, nu vei reuși din prima. Dacă simți să plângi, să plângi, pentru că așa îți vei descărca sufletul, așa te vei liniști după ce vei plânge, pentru că tu vei descoperi că ești un om special și Bunul Dumnezeu te va ajuta cu siguranță să te ridici și să ai lângă tine o persoană minunată care să te iubească așa cum iubești tu.